Bine v-am regăsit, oameni frumoși! Sunt dr. Petruța Daniela Mihăilescu și vă invit, ca de fiecare dată, să ascultați cu urechile sufletului emisiunea Mișcarea, esența creației. Astăzi avem o invitată care a mai fost la noi în platou acum câteva săptămâni și cu care am stabilit că urmează să vorbim despre un proiect. Un proiect frumos și l-am introdus într-o temă care are legătură cu corpul uman, cu sănătatea, cu mișcarea, cu esența, cu creația. Și am intitulat această tematică de astăzi Analogii, primul limbaj al corpului. După cum sună emisiunea, pare puțin probabil să aibă legătură cu ceea ce este ca și specialitate invitatea mea de astăzi și o să o numesc acum, Iulia Mihaela Blaga. Bine te-am regăsit și bine ai venit! Bine te-am regăsit, Petruța! Da, cu mare bucurie și cu mare drag, Mihaela este consultant fiscal, antreprenor, economist la bază și de aceea spuneam ce treabă are și ce legătură, așa se gândește orice om, cu limbajul, cu corpul, cu, cum ai spus, cu analogii, adică cum vorbim în această situație. Vorbim, da, pentru că vă reamintesc, dacă n-ați urmărit prima emisiune cu Iulia, pot să spun acum, din nou, că Iulia lucrează în același domeniu de 20 de ani, economist, și că a urmărit foarte multe firme, foarte mulți oameni, partea de contabilitate și legătura cu oamenii, pentru că nu ai putut să stai în afara emoțiilor, în afara supărărilor, în afara dezamăgirilor, stresului că a venit ANAF-ul, stresul că a venit OPC-ul, stresul că mai vin și alții, și atunci ITM-ul și alții. Și alții și alții și alții, situații de familie, pentru și eu sunt în situația asta în care am trăit și situații de familie, am trecut prin toate, dar și situațiile personale, iar la serviciu trebuie să mergi, indiferent că ești antreprenor sau ești angajat, oricum trebuie să ajungi. Și atunci, care este legătura, nu? E o întrebare firească și frumoasă. Vorbim despre proiectul tău pe care vrei acum să ni le talezi cumva, da? Și te rog să facem oamenii să înțeleagă care este legătura. Care este legătura, da. Legătura este simplă până la urmă. Așa cum ai spus și tu, în momentul în care ajungi la birou, ai de făcut ceva, dar în momentul în care ești părinte, ai de făcut altceva. Deci, toți până la urmă avem diferite roluri. Da? Că suntem părinți, că suntem antreprenori, că suntem soții, conducem afaceri sau ceea ce facem, tot ceea ce facem noi, facem în baza unor roluri. Acum mi-am adus aminte, spunând cuvântul rol, mi-am adus aminte de o de rolurile pe care le juca un foarte, foarte drăguț antreprenor cu care am lucrat și lucrez în continuare. Când ajunge acasă are pe hol 3 pălării. Și în momentul în care ajunge, are 2 copii, unul de 6 ani și unul de 8 ani, și în momentul în care ajunge acasă își pune pălăria roșie. Și cu pălăria roșie are rolul de tată. Da? După aceea, când își dă jos pălăria roșie, știu că are rolul, își pune pălăria verde și are rolul de bucătar și tot așa. Da, am mai auzit, să știi, lucrul acesta. Da, da, da. Practic, spus de psiholog și practicat de unele... Și în afara zâmbetului familie. Pe care l-am avut pe față, da? Ideea este că acest joc de rol cu pălării sau fără pălării este foarte benefic, foarte adevărat și foarte folosit în multe companii. Da, am plecat de la faptul că și în titlul emisiunii Analogiile acestea și de care tu vorbești și de primul limbaj al corpului, mi se pare o abordare total în afară gândului nostru că poate ceva să aibă legătură. Da, de fapt de la ce a pornit ideea emisiunii de astăzi, de la o imagine foarte simplă pe care fiecare dintre noi o avem în momentul în care ne naștem. Da? În momentul în care ne naștem, prima imagine pe care o avem în fața ochilor este imaginea mamei. Iar tot ceea ce facem este să cartografiem în jurul nostru, să vedem ce se întâmplă în jurul nostru și în următoarele 2-4 luni, sunt luni esențiale pentru un nou născut,
da? Ca să aibă senzația de căldură, să îi se aducă aportul de hrană, să se vorbească cu el, să îi se cânte și așa mai departe. Ei, toate aceste imagini și îmbrățișarea pe care o avem este lucru citit, eu nu sunt psiholog și nici doctor, dar toate aceste imagini pe care le avem în primele luni de naștere, exact prima imagine pe care o avem imediat după ce ne naștem și prima îmbrățișare pe care o purtăm din partea mamei, este îmbrățișarea pe care o căutăm ulterior în toate relațiile pe care, în relațiile pe care le avem noi de-a lungul vieții. Da? Extrapolând acest lucru, de fapt și de fapt, îl radiem în toate sectoarele vieții noastre, atât în sectoarele de familie, cât și în business, oriunde, peste tot, în vacanță, peste tot, plecăm cu acest bagaj după noi și căutăm această imagine pe care o purtăm toată viața după noi, imaginea mamei și acel confort pe care l-am obținut în aceste prime 4 luni. Și dacă nu l-am avut? Da, dacă nu l-am avut, din păcate lucrurile... Nu, de fapt nu din păcate. Dacă nu l-am avut, întotdeauna găsim o altă soluție, este clar. Dar oricum, da? Ne raportăm la relație, asta, da, este clar. Da, într-adevăr, este o traumă în momentul în care nu l-ai avut, în momentul în care să echilibrezi acel minus. Dar cu siguranță sunt atâtea exemple, unul dintre exemplele renumite pe care eu le dau de fiecare dată, de câte ori am ocazie, este Chichichan, da? Care este un copil orfan și care a ajuns unde a ajuns. Este un om extraordinar și care a influențat cinematografia lumii, dar să nu divagăm, să ne întoarcem la emisiunea noastră. Este un exemplu concret. Da, este un exemplu concret și concludent. Și sunt mulți români care sunt veniți din orfelinate și care au ajuns departe, foarte departe, și care își lasă amprenta peste tot, pe unde se plimbă, prin lume sau prin țară. Să ne întoarcem la emisiunea noastră, da? Despre ce vreau să vorbesc astăzi este despre... Sunt foarte multe tipare de antreprenori cu care am avut de-a face în ultimii 20 de ani, dar 3 dintre ele mi se par cele mai frecvente, cele mai des întâlnite și cele care... În care foarte mulți dintre noi se vor regăsi. Tiparele acestea se referă la tipare pe care le găsim, arhetipurile de care se vorbește în psihologie, sau sunt lucruri venite din domeniul vostru și spuse de oameni care... Punctul meu de vedere sunt tipare pe care eu le-am întâlnit concret în acești 20 de ani de muncă. Da? Peste 20 de ani de muncă. Deci sunt cam 3, așa. Sunt cam... Repet, le-am spus pe cele mai importante. Da? Unul dintre ele, mare, clar și la obiect, este pesimistul. Este acel personaj care de dimineață până seara spune că lui nu-i merge, că el nu are noroc, că el de mâine o să dea faliment, că el nu poate, că nu se mai poate așa și că nu știu ce se întâmplă cu lumea asta. Deci oricum ai lua-o, pentru el lucrurile merg prost. Eu am 2 frați mai mari și unul dintre ei spune despre acești oameni că s-au născut îngrijorați. Da, da, da. Deci asta este ideea. Pentru el lucrurile, pentru acest tip de antreprenor, lucrurile nu merg niciodată. Și ceea ce vreau eu să subliniez este că, într-adevăr, dacă tu îți repeți în mod constant acest lucru, într-adevăr, lucrurile nu-ți vor merge. Și cu toate acestea, ei sunt antreprenori. Și cu toate pot fi acestea... unii și de succes, adică unii reali, unii milionari, miliardari? Da, da? Sunt unii dintre clienții Serios? Mei sunt de succes, sunt multimilionari. Și sunt în acest tipar. Da, și sunt în acest tipar și, repet, foarte greu, în momentul în care ți-ai intrat în acest rol, în momentul în care ți-ai pus pe cap pălăria pesimistului, foarte greu să ieși de acolo. Sunt oameni care trăiesc într-o... pentru ei stresul este un confort, un nou mod de a fi, da? Este o modalitate de a-ți derula activitatea, de a-ți coordona angajații, de a face milioane, da? Deci este o modalitate de a crește din punct de vedere financiar. Aici este o utopie. De multe ori eu nu am înțeles cum pot să meargă aceste lucruri, dar așa este. Dar ceea ce vreau să spun și să subliniez este că dacă tu într-adevăr spui că îți va merge rău, până la urmă universul tot te va auzi și până la urmă lucrurile, ceva se va întâmpla și o să-ți meargă rău. Da?
Sunt foarte mulți oameni care în această perioadă a pandemiei, începând din martie 2020, pur și simplu s-au reorientat cu o rapiditate fantastică și le-au explodat cifrele de afaceri. De ce? Pentru că s-au adaptat. Pentru că nu s-au gândit niciodată să se plângă non-stop și să spună că pentru ei universul este ceva ce este împotriva lor. Da? Al doilea tip de antreprenor este optimistul. Este acel personaj permanent cu zâmbetul pe buze, permanent tonic. Este acel personaj dornic să facă pe placul tuturor. Iarăși, un lucru care nu are nicio legătură cu linia de mijloc a echilibrului, da? Ori suntem pesimiști, ori suntem optimiști. Ideea de fond este până la urmă să găsim acel platou minunat care se numește echilibrul și să nu fim nici aici, nici aici, să nu contrabalansăm talerele. Sunt oameni care vor să mulțumească pe toată lumea. A dori să mulțumești pe toată lumea, am fost și eu în acest rol o bună perioadă de timp, a dori să mulțumești pe toată lumea înseamnă că îți consumi o bună perioadă din viață încercând să le faci altora pe plac. De cele mai multe ori uiți de tine, uiți de business-ul tău, uiți de familia ta, uiți de ceea ce ai tu de făcut cu adevărat și rezolvi frânturi din viața ta, rezolvi bucățele din viața altora, îi faci pe foarte mulți din jurul tău fericiți pentru puțin timp. Dar după ce tragi linie, rămâi cu zâmbetul pe buze, dar cam cu atât. Da? Ideea este că și aceștia pot să facă foarte frumos milioane, urmând niște proceduri, ca și pesimiștii despre care vorbeam înainte, dar ideal este să ajungi pe linia de mijloc și să îi ponderezi. Și cel de-al treilea tipar pe care l-am văzut și care mie îmi place maxim, este foarte discutat în cărțile de psihologie, în cărțile de antreprenoriat, are tot felul de denumiri, de la neo la, în sfârșit, foarte multe denumiri. Eu i-am spus hopa mitică. Când eram copil, aveam o jucărie hopa mitică pe care oricum o întorceam, oricum o aruncam, oricum eram la mare, am primit-o la mare, oricum o rostogoleam pe nisip, pe plajă sa, ea tot în picioare era. Acest hopa mitică este acel personaj care are abilitatea de a se adapta indiferent de situație. Sunt personajele cărora le-a crescut cifra de afaceri în timpul pandemiei, sunt personajele care transformă crizele în modalități de a face averi, sunt personajele abile care, indiferent unde le-ai arunca, cum spun eu, dacă te iau acum și te arunc în mijlocul oceanului, probabil că te împrietenești cu rechinii, da? Sunt acele personaje pe care oricum le întoarce, ele vor pica în picioare. Și nu numai că își vor dezvolta business-ul, dar vor atrage de partea lor resurse care, radiant, le vor aduce alte pârghii prin care să se ridice. Nu numai din punct de vedere al business-ului, ci și din punct de vedere personal. Sunt oameni, de obicei lucrurile sunt legate, Petruța, sunt legate și știm cu toții, că de obicei, așa cum tratezi o relație, tratezi și partea de business. Deci dacă cine spune că sunt oameni care au succes în afaceri dacă sunt dezechilibrați în viața personală, lucrurile nu stau chiar așa și statisticile spun acest lucru. Lucrurile sunt de obicei acolo, ești în acea arie, repet, eu nu sunt psiholog, dar am văzut pe toți oamenii cu care am lucrat în ultimii peste 20 de ani de muncă. Deci exact așa cum tratezi un business, exact așa cum începi un proiect, de fapt, cum îți faci planul de business, exact așa funcționează și compania ta, exact așa funcționează și relația cu angajații tăi, exact așa funcționează și relația cu copiii tăi și cu partenerul tău de viață. Iulia, dar nu este întâmplător faptul că ai ajuns să vezi oamenii
pentru că așa cum am început emisiunea și am povestit că noi suntem toate acestea, suntem emoții, suntem corpul nostru fizic, suntem partea de suflet, suntem partea de minte, de gând. Noi nu putem să mergem la contabilitate sau într-un business, chiar dacă este al nostru, doar cu sufletul sau doar cu corpul sau doar cu gândul. Putem să muncim foarte mult, însă în momentul în care este un dezechilibru pe oricare din aceste paliere, atunci suntem într-un exces. Că este în plus sau în celălalt că suntem în minus și în această viață, cu toții, așa cum ai menționat, ar trebui să ne ducem către zona de centru, către zona de balanț, de echilibru, de... Ca și în contabilitate se face balanța aia, bilanțul, și trebuie să fie acolo, da? Nici mai mult, nici mai puțin, și acolo unde sunt limitele. Îmi place foarte mult și eu am constatat, nici eu nu sunt psiholog, dar în sensul că nu am făcut studii și nu am acea denumire, dar am făcut fiecare an în facultate, după, la toate școlile pe care le-am urmat ulterior, am făcut psihologie, mi-a plăcut foarte mult. Ca dovadă că și eu înțeleg pacientul dincolo de partea fizică și că abordarea mea este, exact cum spui și tu, în această zonă și de emoțional, nu? Nu am putut să o las deoparte și cred că acesta este chiar, aici este chiar o zonă de punctat și de subliniat pentru cei care ne urmăresc, că nu le putem separa în orice alt domeniu al vieții noastre, oriunde am fi. Și nu e nevoie să fim psihologi, nu, Iulia? Am vizualizat acum când povesteai că, și ai spus că nu ești psiholog, nici eu nu sunt psiholog, și ai vizualizat că întotdeauna vedem și alte aspecte. Alte aspecte ale, din alte arii. Din ale alte noastre. Arii, da. Am vizualizat acum și mi-am adus aminte într-o discuție cu soțul meu acum ceva timp, spunea am vrut să mă duc și chiar m-am dus la un curs de Feng Shui, tot așa, pentru dezvoltarea business-ului, evident, deci totul radia acolo, și spune, de ce te duci la un curs de Feng Shui? Păi uite, putem să învățăm cum să aranjăm în cameră, cum să facem aia, cum să facem aia altă și așa mai departe, cum să calculăm unghiurile. Adevăr că am fost și am învățat foarte multe lucruri minunate, da? Și la un moment dat soțul meu zice, auzi, dar știi că țăranul român, știi că n-a fost niciodată la un curs de Feng Shui și știi că țăranul român știe cum să-și, nu mai țăranul român, toți țăranii, da? Toți cei care sunt, simt și trăiesc în natură, știi că știu încotro să-și îndrepte geamurile casei, da? Știu cum să-și aranjeze mobila în cameră și cum să stea floarea și cum, unde să stea trandafirul și unde să pună aia și unde să pună aia la altă. Zic, da, într-adevăr. Da? Deci toate lucrurile astea există în noi. Și nu este atât de complicat până la urmă dacă ai puțină atenție. Într-adevăr, nu ne naștem cu ea, dar în ADN-ul nostru ea există de generații întregi și o purtăm cu noi. Și nu trebuie să te duci la un curs de Feng Shui ca să știi până la urmă cum să-ți aranjezi mobila în cameră. Da, e nevoie să luăm pauză, dar vreau să mai spun ceva aici. Este nevoie să ne întoarcem la știința lui Dumnezeu, cum îmi place mie să-i spun, nu știu dacă mai spus cineva, dar eu așa o numesc, știința lui Dumnezeu, pentru că cealaltă este știința omului. Și Feng Shui și tot ce a apărut a plecat de acolo, așa încât, dar avem timp să discutăm după o scurtă pauză de publicitate. Călătorile atât interioare cât și exterioare. Astăzi este despre vacanță și despre plăcerea de a fi împreună. Despre sistemul de educație din România, despre ce alternative sunt și dacă este în esență un sistem cu adevărat folositor. Domnule Adrian Năstase, sunt onorat să vă am în platoul Sfere de Interes. Cum să facem bani? Cum să ne îmbogățim? Pe vremuri naufragiații scriau ceva pe un șervețel pe treaba lor, pe ce, băgau într-o sticlă, îi puneau un dop, o astupau cumva și o aruncau în ocean. Și dintre ei au mai avut șansa să fie găsiți. E bine, cam așa sunt multe din emisiunile acestea. Corpul nostru fizic este un câmp energetic. O
emisiune despre simplitate și echilibru în viață. La ce să fim atenți și ce soluții avem la îndemână pentru a trata anxietatea? Să fie aici și să avem publicul, să simtă vibrația, să simtă emoția și să te audă vorbind și cântând. Se pregătește și Timișoara, capitală culturală europeană, se pregătesc foarte multe lucruri. Spuneam că lumea se împarte 99% lumină, 1% întuneric. De această dată mi-am propus să vă fac poftă de sport, pentru că e vară, pentru că e ziua lungă, pentru că avem timp. Despre dansul feminin și masculin, cât se poate de terestru. Am revenit la Canal 33 cu telenovela momentului, transferul lui Leo Messi de la Barcelona la PSG. Înseamnă puterea sacrificiului, dar și puterea renașterii spiritului de luptător în arenele sportive. Mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră. Că eu nu cred că în ultimii ani am mai avut o situație atât de complexă. Despre oameni care ridică România pe culmile internaționale. Astăzi am pregătit o shawarma cu de toate pentru suflet de femeie. Astăzi avem o temă mai specială, clientul român între karma și liberul arbitru. Cred că căldura ne-a toropit pe toți și nu aveam în minte decât concediu și vacanță. Da, totuși ruleta pasiunii nu trebuie să lipsească din casele dumneavoastră joi la ora 18. Acest eu fuge pur și simplu undeva, într-o imagine. Am văzut, de exemplu, date foarte bune în ceea ce privește numărul de investitori noi la bursă. Discutăm despre blogări și bloguri. Cum vedeți responsabilitatea bloggerilor? Am revenit. Alături de mine este invitata mea, consultant fiscal, antreprenor, economist, Iulia Mihaela Blaga. Draga mea, am rămas la cele tipare, de antreprenor. Am vorbit despre un echilibru care ar trebui să fie în toate și că din cele trei, cel din mijloc este cel mai bine, pentru că nu este în excese. Știi că noi spunem în medicină, excesele dăunează grav sănătății. Da. Excesele sau lipsurile. Așa este, excesele dăunează grav sănătății și ceea ce vreau, am vizualizat un lucru foarte important acum. Știi că vreau să vorbesc de fapt și de fapt despre aceste tipare și cum am reușit eu de fapt și de fapt să vorbesc cu ele. Pentru că, așa cum ai spus și tu, Petruța, așa cum am spus și în emisiunea trecută, în momentul în care te duci la și ai o problemă în companie și te duci la contabilul tău sau la consultantul tău fiscal, el vine la tine cu o seamă de probleme, dar întotdeauna... Întotdeauna problemele cu care vine acel antreprenor sunt de natură emoțională, iar tu, prin experiența pe care o ai sau nu o ai, depinde câți ani de experiență ai, trebuie să le vezi și într-o oarecare manieră să-l ajuți, pentru că tu poți să-i dai acelui om din fața ta cel puțin două soluții, da, din punct de vedere fiscal. Dar dacă tu nu reușești să comunici cu cel care este în fața ta, nu ai nicio șansă și el nu te va auzi și nu va aplica ceea ce îi spui tu acolo. Ei, ceea ce vreau eu să punctez acum este un lucru foarte important, că o imagine face cât 1000 de cuvinte. Soluția pe care am găsit-o atât cu pesimistul, cât și cu optimistul antreprenor, cât și cu hopa mitică, pentru că și lui trebuie să-i vorbești și el are probleme în firmă, da? Și de diferite feluri, este să lucrezi în imagini. Întotdeauna, în momentul în care ai o problemă, dacă o asociezi cu o imagine și cu o culoare, atunci lucrurile sunt mult mai clare pentru tine. Pentru el, ca antreprenor. De ce? Pentru că creierul nostru funcționează ca o păpădie. Știu că sună straniu, dar așa da, așa funcționează. Deci parcă și văd neuronii zburând așa. Exact, am o păpădie în birou, pentru că de fapt asta este ideea. În mijloc
în mijlocul păpădiei este problema ta și toate miliardele alea de firicele care sunt în jurul nucleului sunt soluțiile pe care tu le găsești la acea problemă. Și dacă îți ofer șansa ca tu să pui în mijloc problema, să o denumești, da? Și să spui, uite, de exemplu, să dăm un exemplu concret. Haideți să dăm un exemplu concret. Am avut foarte de curând o colegă pe care am atras-o în companie, o expertă, o persoană absolut deosebită, o expertă deosebită din punct de vedere al resurselor umane. Am reușit să lucrăm cu ea timp de 3 luni și s-a retras din business. De ce? Pentru că în mijloc, problema ei de fond era să-și recapete viața înapoi, da? A fost fraza, am stat și m-am gândit foarte mult să văd de fapt de ce s-a retras acel om din companie. Care era un om bun, care comunica cu clienții, clienții mei au văzut expertiza ei, da? S-a ridicat, compania a început să se miște altfel din punct de vedere al resurselor umane, dar într-o zi am făcut o pauză, am luat păpădia în față, cum spun eu, da? Am pus în mijloc și am văzut care era fraza pe care o spunea. Am să-i spun Daniela, da? Am să-i dau un nume. Care era fraza pe care Daniela o spunea în mod constant? Și Daniela spunea în mod constant că își vroia viața înapoi. Are 2 copii sportivi, 2 brazi, și vroia de fapt să aibă grijă de acei copii și să poată să-i ridice, copii care sunt campioni acum și așa mai departe, reprezintă România, nu am să dau alte detalii. Ideea este că m-am întrebat în continuu, mi-am pus întrebarea de ce vrea să se retragă. În momentul în care a intrat în companie, eu am arătat paleta de clienți, ea a acceptat să-i ia sub aripa ei și să poată să-i ridice din punct de vedere al resurselor umane, să-și pună pe tavă expertiza și să poată să le ofere toată știința ei, dar problema de fond acolo era că ea își dorește viața înapoi. Ei, analogia pe care vreau eu să o fac și cu care am pornit de la începutul emisiunii este că imaginea pe care o ai tu permanent în mintea ta este acea imagine pe care ai avut-o prima dată când te-ai născut și când ai văzut chipul mamei. Ei, în momentul în care tu acea imagine pe care o ai reușești să o asociezi cu problema esențiale de fond pe care o ai tu în acel moment, acele lucruri se rezolvă foarte ușor, da? Există un confort pe care ți-l dă imaginea mamei la naștere și în primele luni de viață, pe care de fiecare dată când ai o problemă majoră și o pui și într-o imagine, da? Acea problemă naște foarte repede soluții. Da? Și imaginea este aceasta de care vorbești, păpădia, sau te gândești la personalizat în funcție de... Nu, ideea este că în momentul în care ai păpădia, da, și în momentul în care ai nucleul păpădiei, tot ceea ce trebuie să faci este să iei niște culori și să vezi care sunt soluțiile pe care tu poți să le găsești la problema ta, da? Și desenezi niște niște aripi, da? Pentru că creierul uman iubește culorile, așa este construit creierul uman, în culori, așa vedem noi imaginile în culori, iar creierul uman nu iubește monotonia, nu iubește linearitatea, nu iubește, deci, decât în momentul în care vrei să ai cel mai scurt drum, da? De la A la B este o linie dreaptă, dar creierul uman iubește liniile curbe și în momentul în care tu pui în mijloc problema ta și desenezi pe niște linii curbe colorate eventualele soluții pe care le ai, care sunt ramurile păpădiei, de fapt, atunci imaginația ta începe să lucreze. Da? Și lucrează azi și lucrează mâine. De obicei se spune că dacă îți dorești să găsești o soluție, spui la indicativ prezent, vreau soluție pentru, și în 21 de zile, alții spun în mai multe zile, depinde fiecare cum lucrează și dau cum... Dau cu minim 21? Da, exact, minim 21 sau un ciclu de 9, avem 7, exact. 9... Exact. Sunt cicluri care... Da, există ritul tibetan în care faci niște exerciții, ritul tibetan, renumitul exercițiu al fântânei tinereții, în care sunt 7 exerciții care se repetă fiecare exercițiu de câte
calupuri de 3 ori, 7, 21 de ori și acolo, ajunge, acolo ajungi. Deci toate sunt legate între ele. Și să ne întoarcem, ai pus în mijloc imaginea, ai construit ramuri colorate, da, care sunt soluții la problema ta și atunci creierul îți dă soluții. Și întorcându-ne la cei trei antreprenori ai noștri, pesimistul, optimistul și hopa mitică, pentru toți, în momentul în care am o problemă, în momentul în care ei vin cu o problemă, soluția pe care eu o găsesc este că încep să desenez. Foarte mult oamenii reușesc să-și rezolve problemele desenând. De asta se spune și în marketing că o imagine face cât 1000 de cuvinte. Pentru că, de exemplu, dacă eu vin acum la tine și îți spun Daniela a vrut să-și recapete viața înapoi, dar ea nu și-a dat seama când a intrat în companie că visul ei era să-și recapete viața înapoi, dar a vrut să mai facă și acest serviciu, atunci tu spui, ok, Iulia, este ok, dar în momentul în care eu ți-o desenez pe Daniela, îți arăt că în stânga și în dreapta are doi copii campioni care fac canotaj, dacă nu mă înșel, dacă nu greșesc, da? Și îți arăt care este legătura ei sufletească cu familia și ceea ce are acolo, lucrurile încep să prindă alt contur și tu vezi lucrurile cu totul și cu totul altfel. Așa și antreprenorul care vine, în momentul în care îi pui problema în față și începi să-i desenezi soluțiile, de fapt și de fapt, ca și la psiholog, soluțiile sunt la el, pentru că el și le cunoaște cel mai bine și el începe de fapt și de fapt să-mi prezinte mie soluțiile și îi dau soluții fiscale. Nimic nou sub soare, da? Dar sub o altă formă, sub o formă de fapt de apropiere, de umanitate, ceea ce nu se mai întâmplă acum și mai ales cu această distanțare socială, doar vezi că suntem la o distanță suficientă. Suficientă, și atunci da, e mai dificil, mi se pare, pentru că oamenii de multe ori nici nu realizează. Uite, pot să dau și un exemplu acum, nu știu cât ne ia din expunerea ta, pentru că sunt mai multe de spus, însă chiar m-am fost plecată în tabără și într-o tabără la centru de dispozitive medicale a rămas colega mea și bineînțeles că am avut o sesizare la OPC. Mi se întâmplă foarte rar, dar s-a întâmplat. Și cred că o să ne și audă doamna Mari și o să povestesc acum despre situația dânsei. Nu m-a sunat pe mine pentru că n-a vrut să mă deranjeze și știu asta, dar a apelat la cine putea să apeleze? La contabilitate. A sunat la contabilitate, a vorbit cu doamna Adriana, care la telefon a liniștit-o foarte mult. A dat două telefoane, dar ce vreau să spun este altceva. Eu nu am aflat de la colega mea decât faptul că a venit controlul și că s-a descurcat și că a fost totul ok. Mi-a povestit detaliile, dar atât. Că s-a descurcat, a fost ok. Mă întâlnesc cu contabila și îmi spune, mă, știți că mi-a sunat doamna Mari să-mi spună că vine nu știu ce, alții mie nu mi-a spus. Fii atent, ca să vezi și să vadă și să asculte oamenii, să înțeleagă că, într-adevăr, fără partea emoțională, dar nu ne dăm seama de multe ori, pentru că colega mea a fost în situație în care nu a înțeles. Și apoi, când mi-a povestit doamna Adriana, contabila, ce este și cum a vorbit și de două ori la telefon și ce i-a povestit, că nu mai sunt cum erau înainte, că era nevoie de amenzi, că așa era sistemul, că erau, acum nu mai sunt, în fine. Și mă întorc către colega mea și exact asta îi spun. Nu mi-a zis că... Colega ta contabilă. Nu, colega mea de la cabine, care primise... Da. Și îmi zice, ce s-a întâmplat? De ce nu mi-a zis că a vorbit și cu doamna Adriana, cu contabila? Păi și așa nu m-a ajutat. Mi-am dat seama în momentul ăla că ea nu a realizat că acea descărcare pe care a făcut-o, acea... cum se spune și în, când te duci la preot și acea spovedanie și în care tu deja ea a povestit și nu odată, de două ori, pentru că într-adevăr, așa cum îmi spunea contabila, era disperată totuși. Chiar dacă ea nu s-a văzut atât de disperată sau n-a mai vrut, trecând evenimentul, n-a vrut să se mai vadă atât de disperată, fără să țină cont că acel moment a fost esențial pentru ea. Da? Noi nu vedem cum facem, pentru că este, ce spun eu acum este punctat foarte corect prin acest exemplu. De partea cealaltă nu vedem că un om ne susține și ne ajută, adică și așa n-a făcut nimic. Concret, într-adevăr, concret, fizic, n-a luat de aici să mută acest diamant din stânga în dreapta, da? Dar faptul că i-a vorbit, a ascultat-o cu răbdare, cu blândețe, a întrebat cine sunt, că ea-i cunoaște, asta este... acea comuniune despre care tu acum vorbești, că-ți pasă de celălalt, că vrei să-i susții problema, să chiar să-i dai soluții.
Știi, Petruța, eu am o vorbă. În momentul în care te duci la contabila ta, nu trebuie să te duci ca la oricine. La contabila ta te duci ca la iubita ta, ca la amanta ta, ca la cel mai minunat om de pe pământ, pe care tu consideri că este cel mai minunat om de pe pământ. Și te duci, nu pot să fac analogie cu preotul, dar te duci ca la spovedanie. Și trebuie sincer, te duci deschis. Tot, absolut. Pentru că dacă tu nu-i spui tot, da, există acel lucru simplu că dacă contabilitatea și cu antreprenorul se ceartă, de obicei când noi doi ne certăm, câștigă al treilea și de obicei al treilea nu e altul decât fiscul. Da? Și cred că dorința ta cea mai arzătoare este să fie în regulă în compania ta. Ei, în momentul în care tu te duci la un om care este contabila ta sau contabilul tău sau fiscalistul tău și vrei să discuți cu el, este clar că în momentul în care îi spui problemele tale apar și părțile emoționale. Îmi aduc aminte și în analogie cu ceea ce ai spus tu și cu evenimentul pe care l-ai avut de la OPC, îmi aduc aminte acum vreo 2 ani de zile am o foarte frumoasă companie cu care vom lucra și în proiect și care va susține partea de marketing și la un moment dat Alexandra mă sună, era undeva în Italia și m-a sunat, m-a surprins atunci, dar mi-am dat seama atunci cât de importantă este relația cu partea de contabilitate și fiscalitate și care de fapt sună arid că este relația de contabilitate și fiscalitate, dar de fapt este o relație aparte, e o relație umană. Și la telefon mi-a spus disperată că le-au spart mașina, era undeva în Italia, dacă nu mă înșel, da, în Italia și că, sau în Grecia, nu mai țin minte, whatever, și că le-au furat, le furaseră toți banii, laptopurile, rucsacurile, erau undeva la plajă, da? Și lăsaseră pur și simplu fără nimic, da? Și în sfârșit nu mai contează ce soluție am găsit și ce am spus atunci, dar mi-am dat seama cât de importantă este totuși această relație cu omul cu care lucrezi, pentru că de fapt tu îți pui acolo finanțele pe mâna omului de la contabilitate și el chiar că știe foarte multe lucruri și chiar că trebuie să ai încredere în el cu adevărat și să nu te gândești niciodată că el o să te lase, pentru că în momentul în care te lasă, atunci lucrurile deraiază din mai multe puncte de vedere. Da? Da, deci și... trebuie să ai încredere deplină în omul ăla căruia tu te-ai hotărât să-i lași în mână finanțele tale. Și trebuie să înțelegi un lucru, că dacă el îți oferă, pentru că asta vreau eu să fac în acest program, dacă eu îți aduc îți ridic mingea la fileu și îți fac aceste, îți desenez aceste păpădii, cum le spun eu, din toate punctele de vedere, adică și pe marketing, și pe vânzări, și pe contabilitate, și pe fiscalitate, și pe clienți, și pe clienți și așa mai departe. Chiar trebuie să te uiți la ele. În program vei vedea că chiar ai nevoie de ele și că un business nu are cum să funcționeze, nu are cum să aibă rotițele unse, pentru că dacă sunt 7, 8, 10, 15 rotițe într-un business și una sau două dintre ele scârție, înseamnă că le încetinesc pe toate celelalte. Iulia, da? Trebuie să spun, n-aș vrea să te întrerup, dar este ca și în corpul uman. Am mai spus, mă doare ficatul, am o problemă, dragul de el, ficat. Da, dar nu este vorba numai despre el, el este într-un angrenaj cu celelalte sau genunchii, orice altceva. Și oamenii și la mine când vin, le este foarte greu să înțeleagă, dar pe mine mă doare genunchiul, păi eu am o problemă cu oasele. Ce mă pune, sau mă rog, articulațiile? Ideea era ce treabă avem noi cu digestia. Da? Sau cu altceva. Nu, e foarte greu pentru oameni. De asta am spus exemplu cu colega mea, pentru că de partea cealaltă clientul, și am avut data trecută emisiune cu doctorul Răzvan Constantinescu în acea situație în care el spune că un sfert de oră este alocat pacientului în sistemul de stat, dar chiar și la privat, dacă este mai mult, 45 de minute, tot nu este timp. Și de partea cealaltă, repet, clientul se uită, în cazul tău antreprenorul, da? La noi pacientul și la firmă tot pacientul se Absolut. Uită să vadă nemulțumirea, că nu este timp, că de ce n-am făcut, că noi trebuia să venim cu lucruri, exact cum și colega mea nici n-a sesizat, da? Pentru ea conta să rezolve problema, dar fără să gândească cât ajutor a primit dintr-o apropiere emoțională, dintr-o ascultare și o grijă pe care acel om a avut-o la momentul X. Cum facem cu oamenii aceștia care comunicarea, totuși, esența rezolvării tuturor cum problemelor. Cum mai schimbăm la ei ceva? Cum mai schimbă la ei ceva? Oamenii reacționează foarte repede la structuri. Da?
Sunt două lucruri importante pe care o să le înțelegem în program. Una este să ai sisteme și proceduri. În momentul, ce înseamnă procedură? Procedură înseamnă că ai o modalitate de lucru în pași, da? Pe care tu trebuie să le urmezi. Dau un exemplu concret. Îți angajezi o secretară, da? Ce trebuie să facă secretarea? Trebuie să... Care sunt atribuțiile, cu liniuță, atribuțiile din fișa postului ei? Da, sună arid. Da, așa este. Care sunt atribuțiile ei? Păi, trebuie să dea telefoane. Dacă sunt facturi neîncasate, să atragă atenția. Dacă sunt clienți neîncasați, trebuie să emită facturi. Trebuie, de exemplu, la corespondență să știe unde pune plicul, unde pune agrafele și așa mai departe. Toate lucrurile astea, dacă sunt trecute, aparent spui, nu este niciun fel de problemă, zice, ea le știe oricum. Serios? Dar dacă acum Ana, de exemplu, sau cum o cheamă, trage ușa după ea și Ana pleacă, tu știi unde ține agrafele Ana sau unde ține telefonul pentru fan curier și așa mai departe? Nu. Și atunci, în momentul în care ai o procedură scrisă în fișa postului, atunci dacă Ana trage ușa după ea, tu faci avatarul clientului pentru Ana, pentru secretariat, îi dai drumul și ai 100 de potențiali oameni care vor să ocupe locul Anei. Și așa cum spuneam și mai devreme, o imagine face cât 1000 de cuvinte, în loc să scriu un text arid în care Ana trebuie să facă aia și probabil că Ana n-o să citească niciodată potențiala Ana pe care tu o aștepți, atunci asociază și o imagine cu Ana în acel loc, ca Ana să se vizualizeze în acel loc. Și atunci vei vedea că Ana va ajunge cu ușurință în acel post. Dar întorcându-ne din nou la ceea ce am pornit, cum îi ajutăm noi pe antreprenorii noștri? În momentul în care le dai sisteme și proceduri, și până acum am vorbit puțin despre procedură, și dai și un sistem, adică el știe că în cadrul celor 15 rotițe care se învârt într-o firmă, da, el este rotița 3, de exemplu. El are de făcut 1, 2, 3, 4, 5 din rotița 3. Atunci el știe și conștientizează că este parte dintr-un sistem. De asta revin la ceea ce am spus în emisiunea trecută, despre Marea Balenă, da? Despre întâlnirea de dimineață în care, în momentul în care te-ai întâlnit, se trec în revistă din toate cele 15 rotițe care sunt și cum funcționează acele 15 rotițe ca să îți meargă business-ul până la urmă. Deci până la urmă ne întoarcem la ce? La comunicare. Nimic altceva. Nimic nou sub soare. Comunică și atunci vei vedea că soluțiile vin. Exact același lucru l-am avut și eu cu colega noastră de care îți povesteam, pentru că mi-am dat seama comunicând cu ea și ascultând care sunt cele mai frecvente întrebări pe care și le punea ea și cele mai frecvente probleme pe care spunea, Iulia, eu vreau viața înapoi. Și găsea tot felul de... găsește în continuare tot felul, nu că sunt vinovați, pentru că oamenii nu sunt vinovați, până la urmă oamenii te duci la un expert pentru că el este expert și el știe să-ți rezolve acea problemă. Tu nu ești expert, tu aștepți soluțiile de la acel expert, dar în momentul în care tu cu recurență vii cu o frază și o repeți de nenumărate ori, este clar că acolo este păpădia ta. Și că trebuie să încep să-i desenez ramurile colorate și să întreb care sunt soluțiile tale. Ai făcut asta cu ea? Ai putut? Ați avut ulterior? Nu, i-am propus, să știi, întâlnirea de dimineață pe care a refuzat-o și eu de atunci am știut că va fi o... Știi ce se întâmplă după ani de muncă, îți dai seama, în momentul Corect. În care cunoști sistemele și vezi care este de fapt fișa postului antreprenorului, știi exact care este acel sistem pe care, care se validează și care nu. Am știut după primele 2-3 săptămâni că nu vom rămâne împreună. De asta niciodată, și eu nu mă supăr pe oameni, să te superi pe oameni este o greșeală în acest moment. N-ai cum să te superi. Și eu personal am făcut sau am avut această abordare, nici n-aș vrea să-i mai spun greșeală, am învățat. A trecut timp, a trebuit să treacă ceva timp, chiar și acum sunt în situația în care am fost anunțată că o colegă vrea să plece și pot să spun cu bucurie că am acceptat total diferit, spun cu bucurie acceptarea mea, nu că îmi place, nu îmi place, nu este momentul oportun, nu știu dacă e vreodată oportun, da? Însă sigur nu avem încotro, atunci mă bucur și eu de alte realizări viitoare pe care crede că o să le aibă, însă chiar cu bucurie am acceptat, pentru că înțeleg și așa cum spui tu, sunt vizionară,
în felul acesta în care noi avem experiență, nu de altceva, de 20 de ani și eu văd lucrurile într-un fel, dar omul este clar că are nevoie să dea cu capul de pragul de sus. Exact, nu numai că omul are nevoie să dea cu capul de pragul de sus. Ideea de fond este următoarea, că până la urmă acel om vrea să treacă la un alt nivel. Da? El vrea să își vede viața cu totul și cu totul altfel. Și atunci, ca tu să încerci să-l menții acolo, trebuie să vii, știi, există o chestie în vânzări, chiar am discutat-o în taxi acum când eram în drum spre emisiune, spunea domnul, știți doamnă că eu am lucrat în vânzări, m-am întrebat unde mergem și așa mai departe, zic, dacă te-ai grăbit puțin, că mai am puțin timp. Și a început să-mi povestească și zice, a, zice, ceea ce faceți dumneavoastră acolo, zice, este foarte interesant, zice, dar la noi în România, zice, nu se poate să se dezvolte business-urile, că la noi în România business-urile nu se dezvoltă. Zic, serios, dar de ce spuneți acest lucru? Exact tipul ăsta de oameni care, cum să spun, pesimistul. Dacă ei vor să intre pesimistul. Dacă ei vor să rămână acolo în pătrățica lor, tu poți să-i arăți 10.000 de poze cu 10.000 de păpădii, că el nu o să vrea să le vadă. Iulia, draga mea, probabil că au trecut 3 minute, m-au anunțat colegii că mai avem 5, probabil 1, 2, 3 minute. Aș vrea din tot ce ți-am propus să spui mai multe lucruri și știu asta, însă cumva mulțumesc, 2 minute jumate. Atunci aș vrea să-ți las ție aceste minute, pentru că tu ești invitata și tu ai mai multe lucruri de spus. Cu siguranță o să ne mai întâlnim și ne face plăcere și cred și sunt convinsă că oamenii care sunt antreprenori, dar nu numai, pentru că și cei care nu suntem și sunt de partea cealaltă, da? Suntem clienții și noi avem nevoie de schimbări și așa cum am spus, suntem un angrenaj și nu există un angrenaj fără celălalt. Ca o mică concluzie finală, dacă aveți o problemă în companie, de oricare natură ar fi ea, legată de marketing, de vânzări, de fiscalitate, de contabilitate, de ITM sau de ce, desenați-vă acea problemă pe o coală albă de hârtie, luați-vă 3-4 carioci și desenați cu linii curbe, da, în diferite culori, potențiale soluții pe care le vedeți la acea problemă. Și veți vedea că există soluții întotdeauna și că acele soluții nu sunt în altă parte decât în noi. Spune în 30 de secunde și despre acest program pe care tu îl creezi. Da, este un program care se derulează pe o perioadă de 15 săptămâni. Lucrăm împreună 15 săptămâni. Avem împreună deja sponsori, nu am să spun denumirea, este o bancă românească. Și avem o echipă de marketing foarte frumoasă care ne va susține pe parcursul acestor 15 săptămâni. Pornind de la momentul T0, astăzi, lucrăm timp de 15 săptămâni și la final tragem linie și vedem ce s-a întâmplat. Și după aceea, cine vrea să meargă mai departe, este binevenit. Dar oricum, în aceste 15 săptămâni, vei vedea ce se poate întâmpla dacă îți desenezi o copădie. Cu abordarea ta personalizată și un fel de, am zis eu, psihocontabilitate și chiar așa și facem, pentru că tot există psihoastrologie, psihocontabilitate, psiho este peste tot, psihoneuro și motricitate și chiar așa și suntem, nu există. Eu îți mulțumesc pentru această discuție care a părut așa cam cum ar fi 5 minute, a trecut repede timpul. Te mai aștept și mă bucur că ai venit. Mulțumesc încă o dată. Cu mare drag, mulțumesc de invitație. Oameni frumoși, ce să spun? Ca de fiecare dată să ne fie de folos, să ne meargă la suflet. Mulțumesc!